Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Sfânta Cuvioasă Parascheva a fost sărbătorită astăzi de creștini. S-a născut în secolul al XI-lea în apropiere de Constantinopol și a fost cunoscută pentru bunătatea ei fără margini. A murit la doar 27 de ani, iar sfintele sale moaște neputrezite au fost descoperite din întâmplare. Au fost purtate într-un adevărat pelerinaj prin Balcani, dar în 1641 au fost aduse de domnitorul Vasile Lupu în Iași. De atunci, Cuvioasa Parascheva a devenit ocrotitoarea Moldovei. Veșmintele sale au fost aduse de la Iași ieri la Biserica Sfântul Nicolae din Craiova, care poartă și hramul Sfintei Parascheva. Astăzi oamenii au venit să se închine cuvioasei și să-i ceară ajutorul. Am o fată sportivă și care face performanță, dar mai dăm și de accidentări și trebuie să fim aproape, pentru că fără credință nu se poate performanța și orice în viață. Trebuie să îmbinăm și munca și starea spirituală, totul nu se poate. Deci credința e cea mai mare și am văzut că în multe momente, vis-a-vis că avem copii, ne ajută extraordinar de mult. Deocamdată am fost doar să mă închin la moaștea prin lumânări și după aceea mă duc la slujbă. Pentru ce vă rugați? Pentru sănătate, pentru bunăstare, pentru fericire, pentru binele nostru, al copiilor și al acestei țări. Sfânta Parascheva i-a chemat la biserică și pe copii. O clasă întreagă de la Colegiul Național Carol I a venit aici cu profesoara de religie. În timpul orei de religie, cu acordul doamnei director, am considerat că pot veni cu ei pentru câteva clipe aici la această biserică, pentru că am înțeles că sunt aduse moaștele Sfintei Parascheva și a Sfinților de la Hozeva. Sinceră să vă spun, în momentul în care m-au apropiat de moaște, mi-au dat lacrimile, pentru că nu de foarte multe ori în viață ajungi să te întâlnești cu aceste moaște. Copiii au fost încântați când au auzit de această venire aici? Da, cum să nu, că ei chiar mă rugau înainte de mai mult timp să vin cu ei la biserică. La Catedrala Mitropolitană de la Iași, zeci de mii de credincioși așteaptă să se poată închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Ca în fiecare an, pelerinajul durează câteva zile bune.